Stai cu minte, mă, acolo. Stai acolo, mă, nu te mai duce prin gospodării. Ursulețul, care nu cântărea mai mult de 30 de kilograme, a fost găsit de un jandarm din cadrul IJJ Dâmbovița, în curtea locuinței sale din comuna Dealul Frumos. Speriat, animalul s-a refugiat într-un copac din gospodăria unui vecin. Ulterior, jandarmul a anunțat autoritățile responsabile și a supravegheat ursul până la sosirea medicului veterinar. Da, a picat pe crata. I-a amortizat bine crata. Da. Hai să ne uităm de acolo, pe drag. Ursul a fost eliberat pe Valea Runcului. Oamenii cred că puiul este rămas orfan după ce săptămâna aceasta o ursoaică și doi pui au fost implicați într-un accident feroviar în județul Dâmbovița. Ursoaica și unul dintre pui au murit pe loc după ce un marfar i-a lovit în plin, în timp ce traversau calea ferată. Celălalt pui a reușit să se ferească și să fugă. Conductorul trenului a fost cel care a sesizat la 112 faptul că, între localitățile Pietroșița și Buciumeni, trenul a lovit o ursoaică cu doi pui. Unul dintre pui s-a retras în habitatul natural. Acesta ar fi chiar puiul rătăcit în gospodărie.